Astăzi facem iarăși ceva delicios, paste cu brocoli și somon afumat. Salut! Haideți că astăzi facem ceva foarte rapid și foarte bun. Pentru început avem nevoie de apă fierbinte, bineînțeles, ca să grăbim puțin fierberea pastelor, așa că o voi încălzi la încălzitor. Așa fac de obicei, doar ce scurtăm cu mult fierberea acestora. Între timp putem să pregătim cealaltă parte a rețetei, și anume este fierbem brocoliul. Aici vom folosi iarăși o cratiță în care aș voi încălzi apă. În timp ce fierbe apa, bineînțeles că trebuie să desfacem aceste floricele foarte gustoase. Cotorul, bineînțeles că nu-l aruncăm, deoarece atunci când vom face supa, vom putea adăuga acest cotor și va da un gust foarte bun la supă. Nu e trebuie extraordinar de multe floricele, dar totuși nu trebuie câteva, astfel încât să balansăm aroma acestui somon afumat. Și acum să desfacem floricelele. Încercăm să facem floricele cât mai micuțe. Așa. Putem pune și pastele, dar înainte vom pune puțină sare. Am găsit niște paste foarte frumoase. Uitați aici. Sunt crețe ca niște sandwich încrețite. Între timp, muncim mai departe la brocoliul nostru. Cotoarele putem pune înapoi și putem sigila. Pentru pasul următor avem nevoie de o tigaie și mai învârtim puțin de aceste paste. Nu au nevoie de foarte mult timp ca să fiarbă. Și în tigaia aceasta avem nevoie de o ceapă mai mică și de niște căței de usturoi. Este o rețetă simplă, cum am zis, nu trebuie foarte multe ingrediente. Să mai vedem brocoliul. Puțin ulei de măsline, nu foarte mult. Și puțin unt. Vom face combinația aceasta, deoarece dă o aromă cu mult mai bună. Putem să ne apucăm de ceapă. Punem ceapa la călit. Haideți să ne ocupăm și de acest cățel de usturoi. Am nevoie de o lingură de lemn. Nu voi adăuga încă usturoi, deoarece acesta se arde foarte repede. În acest moment ceapa este deja aproape gata, așa că voi opri și acum voi adăuga usturoiul. Din căldura remanentă, acesta se va găti. Și între timp putem să pregătim somonul. Aici avem un somon afumat normal, nu avem mare cu ce să facem, doar pur și simplu îl vom rupe. Nu trebuie să tăiem nimica. Îl vom rupe exact așa cum se rupe el natural. Ok. Pastele sunt gata. Voi pune iarăși pe foc tigaia și voi muta acum pastele în tigaie. Așa dorim să mai aibă și puțină apă, deoarece aici avem un conținut mare de amidon care va lega sosul, bineînțeles.
pentru a fi un sos delicios, avem nevoie, bineînțeles, și de smântână. Așa că vom folosi o smântână de gătit, 200 ml. Sosul este aproape gata. Ce să mai facem este să adăugăm somonul nostru delicios și, bineînțeles, brocoliul. Și voi adăuga ce ne mai trebuie. Piper, puțin mai mult și sare mai. Și am oprit la gazul și acum trebuie doar să le amestecăm. Și să-mi spuneți mie că nu v-am făcut poftă. Uitați aici ce bunătate avem. Am asezonat doar cu sare și cu pipere. Nu este nevoie de altceva, deoarece somonul afumat îi dă deja o savoare. Brocoliul iarăși dă aroma sa specifică. Și smântâna este cea care leagă totul împreună cu ceapa și cu usturoiul. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați un like la acest videoclip și să vă abonați la acest canal pentru mai multe rețete faine.